se joacă într-o atmosferă superbă pe stadionul Giurești. Rapid întâlnește pe FC Argeș, două echipe care au început foarte bine sezonul, ambele au 6 puncte și vorbim de un sezon în care, iată, CS Universitatea Craiova și FCSB se chinuie. Este un meci special pentru Adi Mutu, care a debutat în fotbalul de seniori la FC Argeș, echipă pentru care a înscris 11 goluri. O primă șansă cu șutul expediat de Ișvan peste bară. Da, a fost o acțiune interesantă a lui Calcan acolo, ca mult spațiu și timp a avut Calcan pentru a scoate această minge la Ișvan. Ișvan! Două faze, unul uitor, spaniolul a rămas jos, atenție! Parcă ai știut că e faza lui. Ocazia e al doilea meci în care Bertrand datează inadmisibil. Așa se explică de ce ani de zile în total am scris doar două goluri. Ca fotbalist profesionist nu ai voie să ratezi de aici, nu există. Sigur, e parada lui Horațiu Moldovan, dar nu ai voie să ratezi o asemenea ocazie. Fabulos, Horațiu Moldovan, care a reușit să se ridice, să ajungă totuși în fața lui Bertrand după ce a respins șutul din lovitură liberă. Marius Constantin respinge, dar până la Ioniță. Desigur că Ioniță nu se aștepta la asta, mai vine o centrare pe jos al lui Ștefan, tot Marius Constantin, tot la Ioniță și aici șutul la poartă, șutul lui Costache. Parcă a dat cam repede Costache, cred că avea timp să-și așeze această minge, dar iese o fază cu șut la poartă, dar parcă e întâmplător totul, e... Au trecut 6 ani de improvizație. CFR Cluj plătea aproape 1 milion de euro lui Dinamo pentru Costache. O pasă pentru viteza lui Costache, așteaptă în care Dugan, zici, Ștefan are galben, trece Costache, dar e mereu tentat să încerce să obțină o victoria liberă. Scoate bine pentru gol! Marcat de Antonio Sefe! 1-0 rapid, în minutul 45. Oarecum contrar cursului jocului, dar ăsta este fotbalul. Când ratezi, pedepsește. 1-0 rapid, golul lui Sefer. Sefer, care n-a marcat decât un singur gol în campionatul precedent, de multe ori criticat pentru lipsa golurilor, pentru randamentul său scăzut, a marcat un gol cu Botoșan, dacă ți-aduce aminte, absolut fabulos, e adevărat, dar e doar unul. Recunosc că mă așteptam să șuteze din prima. Mingea i-a venit atât de bine pentru un jucător de picior stâng. Uite-te cum îi vine să dea direct la poartă. Până la urmă să-și o așează bine. Vede mingea târziu. Vede mingea târziu. E foarte bine plasată mingea. Nu e un șut foarte tare, ci foarte bine plasat. Sefer înscrie al doilea gol al său în Liga 1. El a marcat în Liga 2. Este cel mai prost scenariu pentru FC Argeș, înainte de pauză, care ia gol chiar înainte de pauză. Ștefan la Dugangici, ai n-ai mingea, dai la poartă, care sare la Costache, fanionul rămâne jos, Costache aici pentru Dugangici, Dugangici, ce face defensiva piteșteană? Parcă de la vestiare a ieșit o altă echipă a Piteștiului. Marius Constantin ajunge târziu la minge, dă pe lângă minge practic aici. Marius Constantin are partea lui considerabilă de vină. Offside! E offside! De unde? Când? Cum? Nu e, n-are cum. Offside! Golul este anulat! Este incredibil! După părerea mea, acolo întinde piciorul, joacă mingea, nu are cum să fie offside. Este o eroare de proporții mari a avarului, a spune Mircea Orguleț. Aici este în offside, atenție! Dar se joacă între mingea. Timp era în poziție de offside, dar poate a fost faza dinainte de șutul ăla, că faza a durat mai mult. Păi, asta ne-a prezentat avarul. Ei, și iată cum vrea să vină cu egalizator. Deci Duga zici, nu am înscris, a rămas cu un singur gol. Nu-mi dau seama care este momentul zanitat offside. Da, e bine aici. Atenție, Tofana, atenție că Tofan are galben.
Bun, ajunge mingea la Sefer, șutul lui Sefer, extraordinar! Sefer, îi place poarta asta, să știi, că la poarta asta a dat și primului gol. Nu, dar într-o zi mare. Ce șut prinde Sefer! Deci oprea jocul aici, îl dădea afară pe Tofan. Bine, îl dădea afară acum. Poate să dea acum, da? Așa ar trebui să facă. Să vedem. Atenție, VAR-ul nu intervine în astfel de situații. VAR-ul nu intervine nici pentru al doilea galben. Nu intervine nici pentru al doilea galben. Adică nu intervine la cartonaș galben, indiferent care ar fi el. A doua oară. Excepțional. Formidabil. Are stâng. Bine. Încă o dată, nu vreau să intrăm în... Hugo Viana știe că se fără stângaci. Ar trebui să știe. O să-ți spună pe Petre. Nu poți să-i lași interiorul căzând în capcană pe această fentă. Îl lasă să Petre să dea cu dreptul dacă vrea. Sunt niște chestiuni pe care ca fundaș trebuie să le ai în sânge. Ciobanu. Apoi, în poziție corectă. Nu. No. E respinsă de Turda. Încă o dată, Turda, tare, în fața porții, Dugangici! Acțiune bună a lui Ciobanu. Este cel mai slab meci al lui Cătălin Tofan în Liga 1, l-am văzut în multe partide. Nu, mi se pare că joacă și cu foarte multă teamă. Nu știu ce e cu el. El, îți dai seama, el știe că trebuia să aibă al doilea galben. Și cu Turda și cu Marius Constantin acolo... Ce greșeala lui Ștefan, foarte bună preluarea lui Tofan! Oh. Ocazie mare! Foarte vezi mare. Că pe asta nu le punem nici la șuturi pe poartă măcar, dar ocazie mare! L-a pierdut aici Ștefan. El a vrut să dea pasă, e clar. Deși putea să se mai ducă, avea timp, avea spațiu. Oh, ce greșeală face Dragoș Grigore! E roșu. Dragoș Grigore! E roșu, pleacă la vestiare. Dragoș Grigore pleacă la vestiare cu un sfert de oră, să zicem, înainte de final, numai și numai din cauza lui. Dragoș Grigore s-a expus, a făcut o prostie de neimaginat pentru un jucător cu asemenea experiență. Știa ceva Crainicu, o să intre Iacov. Da, știa ceva. Spus, da, știu Crainicu, da. N-ai cum să faci așa ceva. Dragoș Grigore, n-ai cum să faci așa ceva. Decât dacă vrei să pleci acasă mai devreme, are vreo problemă săptămâna viitoare ca să nu joace. Dar cred că va fi suplimentat o singură etapă. În situația de genul ăsta, în fault de ultim apărător, se poate da o singură etapă, nu două. Cum se da, nu bine. Joacă. E clar că săptămâna viitoare nu joacă. Acum vine mingea! Mingea e în poartă! E gol, că toți spuneam că n-a luat gol în minutul 92! Ai văzut ce înseamnă să bați un corner bine, da, când ai un om de 1,92 m? Celestine cel care a dat cu capul. Cred că a fost autogol până la urmă. Dar... E gol, se resimte săpunarul. Hai să vedem, la VAR, poate că a fost fault. Să vedem dacă nu cumva se găsește... A, nu, Garita a dat. Să fie fault. Cu Coto acolo, în sfârșit. Aici e... Să știi că i-a dat cu Coto. Cred că săptămâna. Știi că i-a dat cu Cotul înainte să dea în minge.